Te salut, îți spun bună ziua și mă bucur că din nou mă urmărești și ai deschis youtube ca să vezi din nou o temă interesantă care îți va plăcea foarte mult. Știți de când a început coronavirusul, toată lumea, toți sunt interesați de sănătate. Cum să, cum să eviți boala, cum să mănânci mai bine, cum să fii mai sănătos. Toți, pe toți interesează sănătatea. Poate până acum n-am fi dat un ban pentru sănătate. Dar acum toți suntem, toți suntem stresați, avem sănătate mai importantă ca orice ce. Arthur Schopenhauer a spus, sănătatea nu este totul, dar fără sănătate totul este nimic. Sănătatea este acel dar neînțeles pentru care oamenii nu ar da nimic ca să-l păstreze, ca să-l conserveze, dar ar da până, la, până în ultimul bănuț ca să-l recupereze când îl pierd. Știți cum este, care este definiția sănătății, după Organizația Mondială a Sănătății, acea organizație în care ieșea aproape în fiecare zi și ne spunea lucruri despre coronavirus? Fiți atenți! Sănătatea reprezintă o stare de bine completă, fizică psihică și socială, iar creștin, noi, noi mai adăugăm și latura e, spirituală. și nu reprezintă doar absența unei boli sau unei infirmități. De ce? Dacă te-aș întreba cum te simți acum, da, acum cum te simți? Poate îmi spui bine. De ce bine? De ce îmi spui bine? Nu că n-am nimic, nu mă doare nimic, n-am cancer, n-am coronavirus, mă simt bine. Asta nu este să, să fii sănătos după definiția Organizației Mondiale a Sănătății. Trebuie să ai o stare de bine completă fizică, psihică și socială. Completă. Nu doar să, să, să nu te doare ceva, să ai o boală, un cancer sau altceva. Întrebarea este simplă. Este sănătatea rezultatul uh, întâmplării sau este produsul uh, casualității? Că noi facem ca să fim sănătoși. Cineva a spus: Prevenția este mai bună decât terapia. Mai bine să previi cancerul decât când îl ai ca să te lecuiești. Pentru că cine ați avut cancer sau ați avut persoane în familie, știți cât de dificilă și cât de doreroasă este această boală și cât de greu este tratamentul. Cât de greu este tratamentul și cu câte dificultăți câte probleme trebuie să depășească persoana bolnavă ca să biruie cancerul. Eu astăzi vreau să-ți prezint niște remedii, niște medicamente. Medicamente impresionante, medicamente care costă cât costă, cât ești dispus să dai pentru sănătatea ta. Cât, câți bani, câți euro ești dispus astăzi dacă ai bolnav de cancer sau de coronavirus sau de o altă boală terminală în care să-ți se spune vei avea atâtea zile la dispoziție doar. Vei muri în curând. Cât ești dispus să plătești? Eu vreau să-ți prezint niște remedii ca să poți preveni boala. Și iar când ai boală, să poți ai mai bună calitate de viață. Sunt 8 remedii naturale. Și este format sunt formate aceste 8 elemente din, din, din cele 8 litere a, a, a cuvântului sănătate: S de la soare, A de la aer, N de la nutriție, A de la apă, T de la tihnă, repaus, odihnă, A de la activitatea fizică, T de la temperanță, moderație, cumpătare și E, ultima literă, de la echilibru mental și spiritual încredere în Dumnezeu sau dacă nu ești creștin la fel tu ai un echilibru spiritual în viața ta și mental vreau să-ți prezint o frază care a lăsat o scritoare creștină care a scris multe cărți despre sănătate cărți frumoase, cărți foarte bune acum mai mult de 100 de ani în urmă și are o carte în care spune următorul lucru aerul curat, razele soarelui temperanța, odihna, exercițiul fizic, dieta corespunzătoare, folosirea apei, încrederea în puterea divină, acestea sunt adevăratele remedii. Soarele. Expunerea moderată la soare. Soarele este necesar pentru sănătatea noastră. Nu vreau să intru acum în detalii științifice cu multe date, dar că, dacă te interesează, pot să mă întreb ca să-ți spun. A doua element, aerul, aer curat, respirație corectă, știți că respirația trebuie să fie respirația diafragmatică din burtă, cum se spune, da. nu este ridicatul umerilor, nu. Este de respirația ca să intre aerul până în plămân. Viața în aer liber, aerisirea regulată a încăperilor, deci aerul este necesar organismului pentru, pentru multe elemente, pentru sănătatea, pentru oxigenul care este transmis pentru circulația sângelui. Nutriția. Nutriția. Ce trebuie să mâncăm? Îți spun. Fructe, legume, zarzavaturi, cereale, nunci, semințe și alimente preparate din acestea. Este dieta mediterană. Ulei de măsline, la fel, da? Lucruri sănătoase, elemente vegetale care acolo se găsesc și sănătatea. Aceste elemente sunt alimente... Din prima mână, nu e a doua mână, nu vaca sau mielul a mâncat și tu mănânci pe vaca care a mâncat deja acele elemente care i-a sănătate, da? Aceste elemente sunt necesare și medicii recomandă ca partea cea mai importantă a dietei noastre să fie formată de aceste elemente. Apa. La nivel intern... Apa curată, proaspătă, în cantitate de 6-8 pahare pe zi. Un litru, un litru jumate, 2, 2, 2, litri pe zi de apă. La început îți spun, când am, am aflat acest, aceste sfaturi, mi-era foarte dificil să beau apă. Nu puteam să beau apă. Alte lucruri poate da, dar apa nu mi intra. Și mi-a făcut un plan. Cu sticla după mine și un blam și beam apă. Și am obișnuit. Deci este o și este necesar să bei apă. Nu nu doar când ți sete, ci este necesară pentru funcționarea corectă a organismului nostru. Și, și de asemenea, la nivel extern, hidroterapie, duș alternativ, comprese calde, reci, la fel sunt folositoare pentru diferite boli care, care, care le avem. A cinci element, tihna, repaus, odihnă, 7-8 ore de somn în fiecare noapte, pauze de odihnă activ în timpul zilei, repausul săptămânal, o zi pe săptămână în care trebuie să desconectăm și deci este a șaptea zi în care dorim și Dumnezeu a stat a șaptea zi să ne odihnim. Și repausul, odihna anuală, da? concediul vacanța, la fel este necesară să putem desconecta și să ne reîncărcăm bateriile împreună cu toată familia. Punctul 6, activitatea fizică, mersul pe jos, alergarea, grădinăritul, în nouă exerciții de relaxare și fortificare, sporturi necompetitive, căci competiția este foarte rea, da? Competiția nu este bună pentru că se avesc răutăți, egoism și gândurile și cuvinte urite de la competiție. Sportul cel mai bun care îți recomand este mersul pe jos, dar mersul pe jos activ, rapid, da? Este sportul în care toți putem să-l facem, de la cel mai mic până la cel mai în vârstă. Cea persoana cea mai în vârstă poate să meargă pe jos. Și este necesar exercițiu fizic, spune, spune Organizația Mondială a Sănătății, pe săptămână două ore și jumătate. Deci, de luni până vineri putem să mergem jumătate de oră pe zi, da? de exercițiu. Foarte, foarte necesar exercițiu pentru păstrarea sănătății. A șaptele element, penultimul, temperanța. Moderație, cumpătare. Da, moderație în toate lucrurile sănătoase. E foarte important, de exemplu, să mănânci o căldare de mere. Poți să mănânci? O să-ți fie rău. Trebuie să ai moderație în lucrurile sănătoase și să spui nu la lucrurile care nu sunt bune pentru tine. Tutunul, sub orice formă, cafeina, băuturile alcoolice, și alte droguri, legale sau, sau, sau nelegale. Deci să spui nu la lucrurile care îți fac rău organismul tău și care medicii au descoperit că este rău. Băuturile alcoolice nu sunt bune pentru organism, nici pentru familie, nici pentru copii. Tutunul la fel face rău, provoacă o grămadă de cancere. Drogurile nici, nici nu mai spun. Și ultimul element, echilibru mental și spiritual, încredere în Dumnezeu, Controlul stresului este bazat pe principiile divine ale altruismului, credinței și a iertării. În continuare, vreau să-ți prezint 21 de secrete pentru a trăi mai mult și, cel mai important, este mai bine. Nu doar mai mult, nu doar să trăiești 100 și ceva de ani, ci să trăiești mai bine, să ai mai bune calitate de viață. Toți dorim să fim sănătoși. Dar uneori nu punem în practică sfaturile care le avem. Aici sunt câteva sfaturi vreau să-ți le zic. În primul rând, fundamentează sănătatea ta pe principiul mai bine să previi decât să le cuiești. Căci dacă ești bolnav, pf, cât de dificil este să le cuiești, mai bine să previi. A doilea element, cum spuneam înainte, practică temperanța și evită orice dependență de alcool, de tutun și de droguri. Următorul element, mănâncă mâncarea care a lăsat-o creatorul tău, mâncarea vegetală. Fructe, legume, legu de preferință de forma crudă. Da? La fel, leguminoase, cereale integrale, semințe, nuci și altele. A patrulea sfat este să evităm băuturile gazoase și sucurile care sunt făcute pe bază de concentrați. Mai bine apa și sucurile naturale. A cincele element elimină cât poți, da? elimină consumul de cafea e, cât mai puțin. da, Elimină sau scade consumul de cafea, de zahăr, de sare, de producte rafinate, de conserve, de elemente foarte procesate, de fructe de mare, de carne, de orice tip. A șaselea sfat, cum spuneam înainte, jumate de oră pe zi, de luni până vineri, exercițiu fizic. Mersul pe jos este perfect și o să-ți meargă bine. A șaptelea sfat, respiră aer pur toată ziua. Tu spui, clar că respir, dar Înseamnă respirația diafragmatică. Profund! Profund și vedea cum amețești, cum aerul, oxigenul intră în plămânii tăi și se duce în tot organismul și, ajungă, și ajunge până la creier. Aceasta este respirația corectă. Al optulea sfat, practică din când în când abținerea de la alimente. Să nu mănânci. Da? Să postești. Postul este bun, nu doar la nivel religios dar și la nivel, la nivel, fizic, da? De sănătate este foarte recomandat. Sfatul nouă, odihnește-te necesar, necesar. Să dormi orele necesare care organismul le cere. șapte 8 ore pe zi, la fel să ai o odihnă săptămânală. Deci ziua șaptea să te odihnești. Adică A sfat, învață să ierți. Învață să ierți că este necesar pentru echilibrul tău, echilibrul tău mental și social cu ceilalți. La fel, în continuare, următor, următorul sfat este să controlăm emoțiile negative. Emoțiile negative sunt foarte rele, da? Ura, orgoliu, invidia, răutatea din inimă, da? Sentimentul de că am făcut ceva rău, da? să-l înăturăm. Punctul 12. Să, 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 dorim să vedem lucrurile pozitive în viață. Da? Să nu fim pesimiști, pesimiști sau negativ, Să fim pozitivi în orice situație care, care se întâmplă. Următorul sfat. Fă lucrul tău cu responsabilitate și, 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 și responsabilitate și onestitate. Punctul 14. Dedică timp familiei tale, soției, soțului și la fel copiilor. Punctul 15. Caută relații cu persoane care să-ți ajute, să ajute să crești. Să crești ca persoană și nu ca să, ca, să te, ca să fii folosit de către altele persoane. Punctul 16. Urmează regula de aur. Fă celorlalți. Ceea ce ți-ar plăcea ție să ți se facă, da? Poate astfel cu ceilalți. Punctul 17. Fă o fii o persoană care slujește celorlalți. Ajută celorlalți. Persoană nevoiașe, poate, persoane care bolnave, care au nevoie de o mână de ajutor, ajută acelei persoane, persoană în vârstă, da? Punctul 18. Citește Biblia în fiecare zi cel puțin 10 minute. Da? Încearcă, încearcă, nu e dificil. Sunt sfaturi bune, bune și le vedea chiar dacă nu ești creștin, dar te asigur că îți va plăcea această carte. Cartea aceasta are ceva special. Punctul 19. Respectă cele 10 porunci, da? care te ajută să ai principii mai buni în viață și să ai o viață stabilă și o viață fericită, demnă de a fi trăită. Punctul 20. Suntem persoane, dar toate persoane, și creștinii și atei, suntem persoane cu necesități spirituale. Spirituale, da? Orice persoană are, are un loc acolo în inima lui, în mintea lui, în care doar Dumnezeu poate, poate să-l să, -l, să, -l, să -l umple. De aceea, caută-L pe Dumnezeu din toată inima ta. Și ultimul pas, Dumnezeu te invită să mergi la Domnul Isus Hristos ca mântuitorul tău personal. El te iubește, El vrea să te mântuiască, vrea să te ajute, vrea să fie pentru tău cel mai bun. De aceea, ceru Dumnezeu să ai o sănătate cât mai bună pentru tine și cei dragi ai tăi.